Potrivit unui anunț postat pe site-ul primăriei Zalău, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau orice alt mod a listelor electorale a platformelor program, afișate sau oricăror alte afișe de propagandă electorală constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 de lei. În Zalău au fost amenajate 9 spații de afișaj electoral. Unul este la complexul Brădet, unde candidații au la dispoziție 36 de casete, unul este la galeriile Mesej, tot cu 36 de casete, altul este în fața sediului ADP cu număr dublu de casete 72. În Dumbrava Nord, la intersecția străzilor Simeon Bărnuțiu și Voievodul Gelul, sunt 36 de casete, iar în zona Spitalului Județean 36. Alte 40 de casete sunt la Scala, 40 în parcarea de pe strada 22 Decembrie și câte 36 la școala din Ortelegi, respectiv la cea din Stâna.